Salutare și bine v-am regăsit, sunt Gina, iar astăzi ne vom juca GTA 4. În primul și în primul rând, avem de dat un telefon destul de important și o vom suna pe Kate. Să vedem ce zice. Kate, it is Nico. We met with your brother, Packy. He gave me your number. Hi, Nico. What's up? I was wondering if you wanted to come out with me sometime. Maybe we do something together. Okay. That could be interesting. I don't normally socialize with Packy's gangster friends. But sure, pick me up in the next hour. See you then. Ok, va trebui să facem rost de un taxi ca să ne ducă la destinație. Hopa, mă nebunule. Ok, vom lua taxiul ăsta. Sunt disperat, taximetrește. Where can I take you? Vom merge la Kate. Aici. Good as gold. This is it. Thank you very much. Ok. Ce n-ai bine sună? What the fuck? Nicky, this is Ray Pacino, the man keeping your Irish friends in liquor. I thought I was doing that. I hear you need work. I want to throw you a bone, Nicky. Come over to Drusilla's in Little Italy. We'll have a little sit down. Ok. Păi. Ce va trebui să facem va fi destul de simplu. În primul rând trebuie să găsim rapid o mașină. Dacă nu ne vom întâlni cu Kate pe jos. Deși m-ar tenta mașinuța. N-aș vrea să iau pe asta. Aaaa! Ce facem? Ne batem joc? Mulțumesc pentru mașină. Cred că fetii o să-i placă. Hai să parcăm. Ok. Vom merge la un restaurant mai fițos. Thanks, Kate. It's okay, isn't it? Mamă, păi ce facem, mă? Ne batem joc. Sunt și eu la întâlnire și ne strică cineva întâlnire. Oricum, haideți să căutăm o locație interesantă. Cum am spus, vreau să fie ceva puțin mai sofisticat. Așa că o să mă strecorp în trafic și o să încerc să ajung la un bar mai drăguț, să zic eu. Și nu o să merg la bowling. Nu e idee bună. Niciodată nu e idee bună. Așa, cred că știu și unde o să mergem. Era să opresc la bowling. O, vai. Mare greșeală făceam. E drăguț să joci bowling, numai că în jocul ăsta e stresant. Foarte, foarte stresant. Așa că vom lua pe aici. O scurtătură. Și mă îndrept cât de repede pot spre un bar. Avem nota pe hartă. Ar trebui să fie ceva mai sofisticat decât un, știu eu, Mac. Sau Burger Shot, sau... chestia aia cu pui, Clucking Bell, ceva de genul. Orice e mai bun decât acolo. Hopa. A, uitați, chiar aici în zonă, ceva interesant. Vom merge... hai să mâncăm aici ceva. Ar trebui să fie ok. My favorite. Ok, hai să ducem pe Kate acasă, nu prea e vorbăreață. That was fun. This is nice, isn't it? What's nice? I don't know. Getting out, doing stuff, not working or fighting with my family, getting to know you. It's nice to get to know you too.
seems like I've gotten pretty close to everyone else in your family. You poor bastard, you have. I don't normally socialize with people that know my family. Try to keep those two sides of my life separate. I guess it's nice to be honest for a change. Rather than keeping my secrets about my family from you, you're probably keeping secrets about my family from me. No comment. You don't normally take the guys you date back to meet the family? Date? This isn't a date, Nico. We're just getting to know each other. We might be friends and that's all. I couldn't date you. Someone like my brothers? I couldn't do that to myself. All right, then. This isn't a date. We're just two people hanging out. That's it. But it's nice. I'm enjoying myself. Me too. Ok, se pare că lui Kate i-a plăcut restaurantul. Nu era cine știe ce, dar decât să mergem la Clucking Bell, cum am mai spus, oriunde era mai bine. Mai era un restaurant pe partea aia, de fapt era mai degrabă un bar. Era barul Vlad, dacă mai știți. Și ghiciți unde ne-am întors, ne-am întors la Pechi acasă. Hai să îi spunem doar la revedere sau să ne încercăm norocul care? Păi, haideți să ne încercăm norocul. So, good night? Thank you for respecting me. Good night. Cool. Good night, Kate. Superb. Super. Dacă tot suntem în zonă, haideți să vedem ce treabă are pentru noi Pechi. S-a supărat Brucey? O să-i treacă. Am nevoie de costum? Ce mă, naibii? Oh. Haideți să mergem undeva să ne îmbrăcăm. Can I take you? Hai, vom merge la Ray Bacino, mai întâi. Take me to Denver Avenue. Good as gold. This is it. Thank you. Îmi place cum parchează taximetristul ăsta. Și haideți să vedem. Hopa. Ne sună Roman. Vrea să mergem la bowling? Să mergem la biliard. N-am chef. Am puțină treabă. I cannot play the pool at this minute. Another time, cousin. All right, Nico. Maybe we do something when you have some free time. Oh, table for one? We got a beautiful bacala salad. I'm here for someone. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? He's in the back. Thanks. Hey, Nicky! How you doing, kid? Fine. Hey. That Mick bastard friend of yours says you're okay. Good. That you're reliable. Yep. But can I trust you? Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. Let's see how we do. So anyways, I got this friend. Only the friend ain't my friend no more because he ain't getting me the videos. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavidez. Do what you gotta do. Somebody gets burnt, so be it. Fine. And you'll pay. Hey, you kidding? I'll pay double. Good. But you mess up, bad things are gonna happen. Ok, se pare că va trebui să luăm taxiul pe la următoarea destinație.
face taxiul ăsta? So where to? Vom merge aici. Galveston Avenue. Okay then, here we go. Here we are then. Thanks. A început ploaia. Asta nu e bine. Ce mă mădra? Pe ăsta-l pun capti. Ma, pe ce facem, ne batem joc? Ok, nimeni nu îl lovește cu mașina, pe Nico. Deci, haideți să vedem. Pe cine naibii căutăm noi? Să verificăm ce ne-a spus Ray Bacino. Se pare că îl căutăm pe tipul ăsta. Nu știu de ce, dar am impresia că văd pe cineva asemănător chiar aici în fața mea. Da, cred că el este. Hai să vorbim cu amărâtul. You know what apartment Teddy Benavidez is in? No sé, I don't know no Teddy's. You sure about that? You want the last thing to come out of your mouth to be a lie? Mamă, pe ce facem? Ne batem joc? He's up on the top floor, apartment 151K. You have to walk the last few floors. Elevator don't go up there, they're fixing it up. Gata. A vrut să ne mintă, a pățit-o. Cam așa stau treburile. Plus că putea să-l sune pe tipul de sus și să-i spună că venim după el. Și ne-ar fi îngreunat mult prea tare treaba. Deci, cum a spus și tipul ăsta, haideți să luăm liftul. Văd că chiar aici e liftul. Ok. Hai să vedem. Bun. Hey man, who are you? What are you doing here? I think he's moving in, man. Yo, you moving in? If he's moving in, where's his stuff? Wave to the crowd, motherfucker. Screw you! Killing me will only get you killed, man. Okay. Dubios. Nu mă așteptam chiar la o primire așa de drăguță. Da, haideți să vedem. În partea aia nimic, pe aici. Opa, uitați un tip. Ne-a văzut, s-a ascuns. Destul de logic. Încărcăm arma. Și ne continuăm drumul. Ia uite-l pe ăsta. Grasul e cam încurcat-o. Ok, ne retragem. Trebuie să schimbăm puțin strategia. Încărcăm aici. O, uitați-l și pe ăsta. Boom. Bun, aici avem un pachet cu
bandaje și chestii de genul ăsta. Ia uitați-l pe ăsta aici. Mai e careva? Uitați-l pe ăsta. E dornic. Aici nu-i nimeni. Bun, continuăm în cazul ăsta. Opa! Bă, dar nu mai murea fratele meu. Hai să vedem totuși în partea asta cine mai e. S-ar putea să mai fie mafioz de ăștia de mâna a treia. Ok, hai să vedem. Da, nu pare să mai fie nimeni. Să luăm aici first aid kit-ul. Și să o luăm acum ușor, ușor spre etajul superior. Surpriză, dragii mei. Mă așteptam să fie mai duri puțin. În genunchi, bitch. Aici nimic. Iar să încărcăm arma și mergem să-l căutăm pe fire. Ok. Interesant cum nu se află aici în casă. Tare de tot. Poate aici? Ia să vedem. Oh. Too slow, mama. Ia vin un cace. Poate ne trăie tot pușca. Cu ce să-l împușc, probabil o să-l iau cu pistol. Ok. Asta a fost cu maricona asta. Hai să vorbim cu Ray. Ted is dead. What are you talking about? Ted, who's he? Sorry to hear about your loss. I'll be in touch, Nicky. Ok. Păi, haideți să... Oh. Vreau să traversez. Taci. Baga banta, naibii. Paragladina n-ai de ce ești. Mai lovi cu mașina și te mai șprângi. Dar ce-am văzut eu? A, nu o să fie. Uitați ce mașină frumoasă. Haideți să facem chestia asta. Întoarcem. Ne ducem la cel mai apropiat safe house, ne luăm un costum și mergem la Peki. Dar mă gândesc să opresc episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați,
like, comment, subscribe și ne revedem în clipul viitor cu mai mult GTA 4. O zi cât mai bună vă doresc! Bye bye!